Mi-a fost recomandată de către doamna doctor, am discutat despre perioadele mele mai, să zicem așa, instabile, adică de suișuri și coborușuri, problemele cu care mă confrunt și așa, nu știu, am văzut că nu sunt singura să mă simt eu că fac neapărat ceva greșit sau doar eu fac ceva greșit și să fiu mai dură cu mine. Mers, n-am fost chiar de la prima sesiune, dar a fost bine pe urmă. Am participat la următoarele întâlniri. Da, să devin mai conștient asupra unor probleme, să-mi pun anumite întrebări pe care nu mi le puneam înainte, de ce fac anumite lucruri, nu gândeam că le fac și atât. Nu. Și mă gândeam că nu fac bine și nu mă gândeam de ce fac lucrurile alea, de ce mănânc emoțional, de ce mă grăbesc sau mănânc fără să simt gusturile mecanic, așa, sau automat. Să fiu mai conștientă de ce se întâmplă. Și a fost, adică am găsit înțelegere, răbdare, am fost susținute și am văzut că și putem și de la una de la cealaltă să împărtășim experiențe, să ne clarificăm mai bine ce simțim în felul ăsta. Persoanelor care se confruntă cu probleme de greutate pentru că sau pe mâncatul emoțional, că acolo sunt lucruri pe care dacă doar le citim fără să le discutăm în profunzime și să le particularizăm, trecem prea ușor peste ele, peste cele lucruri și nu ajungem la esența ce suntem noi, cum suntem fiecare individ, așa, da. Cred că e o experiență bună să împărtășim cu ceilalți, așa singur, ai o viziune mai strâmtă, să zic așa, mai redusă față de când vezi și pe ceilalți, atunci, da, te simți și acceptat, la integrat și că nu ești tu doar asta, neapărat că și ceilalți au niște probleme similare și atunci poți să fii un pic mai blând cu tine.